Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispa și vă invit la o nouă rubrică pentru părinți și copii. Stau astăzi de vorbă cu Adela Enache. Adela, mulțumesc tare mult pentru timpul pe care ne-l acorzi și astăzi. Mulțumesc și eu! Uite, mi-ai propus să vorbim astăzi despre joacă. De ce ar vrea să vorbească un adult despre joacă? Dincolo de faptul că ești un psihoterapeut și lucrezi cu copiii și cunoști foarte bine rolul jocului în dezvoltarea copiilor, crezi că adulții mai au nevoie să joace? O, da! Joaca în viața unui adult trebuie să fie direct proporțională cu munca pe care o face. Wow! Așa mult? Așa mult! Cu cât muncim mai mult, cu atât avem nevoie de mai mult joc. Bineînțeles că jocul în viața unui adult nu va arăta la fel ca jocul în viața unui copil. Bine, cred că arată destul de mult ca jocul din viața unui copil dacă te joci cu propriul copil. Da, adevărat. Ideea de bază este că pe cât de mult muncim, pe atât de mult avem nevoie să ne relaxăm. Pentru că copiii asta fac în momentul în care se joacă. Joaca te relaxează. Da. Un prim pas în a înțelege rolul jocului. Joaca relaxează. Joaca relaxează. Mai departe de asta, un copil cu siguranță nu se gândește să se relaxeze atunci când se joacă. Și totuși, joaca este mediul în care copilul crește. Adevărat. Pentru că joaca este limbajul copiilor. Așa cum noi adulții folosim cuvinte, ei folosesc joaca. Modul în care eu fac terapie cu copii se numește play therapy, terapie prin joacă. Copilul se joacă și atât. Uite, de-aia sunteți voi așa sănătoși emoțional psihologi, pentru că vă jucați mult. Ar fi ideal să ne jucăm și mai mult și să conștientizăm nevoia asta de joacă pe care o avem. Ca indivizi, dar și în momentul în care avem copii, în relația cu copiii noștri. Pentru că un copil, dacă are o zi foarte grea, nu o să vină niciodată acasă să spună: hai, mami, să stăm pe canapea să-ți spun ce zi grea am avut. Așa cum am face noi, nu? Exact. Dar în schimb, o să spună: mami, vreau să te joci cu mine. Exact. Exact. De câte ori n-am auzit cuvintele astea? Exact. Pentru că joaca este limbajul lor, este modul în care ei comunică, este modul în care ei integrează experiențele din viață. Joaca este totodată și modul în care ei reușesc să treacă peste diverse traume. Pentru că în joc, dacă noi ca părinți suntem atenți la jocul copilului, vom observa cum i-a fost ziua la grădiniță. Exact. Dacă copilul nostru stă cu o bonă sau cu un bunic sau o altă persoană în timpul zilei și noi suntem la muncă, fiți atenți la joc, dragi părinți, că o să aflați foarte multe. Despre persoana care are grijă de copil. Despre persoană și despre dezvoltarea copilului, dacă se întâmplă lucruri bune sau rele în viața lui. Exact. Pentru că în joc ei vor comunica. Și exact momentul... ce se întâmplă cu ei în perioada de dinainte, aia transmit ei în joacă. Exact, exact. Extraordinar. Joaca este, așa cum a spus, mediul în care un copil se dezvoltă, dar este un mediu atât de natural. Este spontan. Joaca este o parte esențială a dezvoltării copilului, tocmai pentru că se întâmplă spontan. Și este baza creativității. Și atunci când ne gândim la copiii noștri, uneori, Doamne, de-abia sunt născuți, că noi deja ne gândim la grădiniță, unde ar trebui să-i dăm la școală și ce să învețe. Și de foarte multe ori proiectăm în copiii noștri Visele noastre, cumva. Visele noastre și neîmplinirile, de fapt, cel mai mult. Și le tăiem aripile jocului, cumva. Exact. Pentru că punem șablonul nostru pe ei. Și șablonul nostru nu o să se potrivească niciodată pe altă persoană. Și atunci, uităm de lucrurile de bază. Uităm de joc, de iubire, de relații autentice, care sunt, de fapt, baza unor adulți sănătoși din punct de vedere emoțional. Și încercăm, din câte văd eu, din ce în ce mai mult, să le turnăm în suflet informație, că dacă reușesc să recunoască literele la un an, sunt genii, dacă reușesc să socotească la 2-3 ani și să vorbească și ceva într-o altă limbă, deja suntem cei mai fericiți părinți. Din păcate. Că, de fapt, ei n-au nevoie de dezvoltare cognitivă în acea perioadă, chiar dacă creierul are un boom de dezvoltare în acea perioadă. Însă metodele prin care se dezvoltă, cu siguranță, nu țin de informația asta pe care o îndesăm noi în ei.
Nu țin și asta foarte, foarte bine ai observat, că de fapt noi punem un mare egal între educație și informație. Dar este foarte greșit. Creierul nostru este un sistem care rezolvă probleme. Capacitatea copiilor de a rezolva probleme se dezvoltă prin joc. Nu se dezvoltă, nu le dăm probleme de matematică și așa se rezolvă problemele. Nu, pentru că ei nu vor ști să le rezolve. Ei vor avea capacitatea să rezolve acele probleme doar dacă în anii anteriori au fost lăsați să se joace. Corect. Și să-și găsească propriile soluții și să-și pună amprenta personală într-o anumită situație. Uite, tot umblă prin minte așa o întrebare și mi se pare așa de importantă. Să stricăm joaca copiilor noștri sau, adică, dându-le noi idei de joacă, noi ca părinți, să le dăm noi idei sau să-i lăsăm să se dezvolte ei așa cum simt ei nevoia în joaca lor? Ce poți să ne spui la capitolul ăsta? Pentru că noi suntem băgăreți, știi? Noi vrem suntem, să... Da, suntem. Părinții fac foarte multe lucruri în viața copiilor, dar în momentul în care se bagă în joaca lor, fac un lucru foarte rău. Pentru că exact acolo intervin niște reguli care sunt ale adulților. Corect. În momentul în care părintele se lasă absorbit de joaca copilului, dar joaca să fie condusă de copii, el să fie liderul. Cu regulile copilului. Cu propriile lui reguli. Și noi să lăsăm înțelepciunea asta de adult pe care o avem noi și faptul că noi știm toate lucrurile așa cum trebuie să meargă. Pur și simplu să ne lăsăm conduși, pentru că altfel pierdem oportunitatea unică de a vedea lumea prin ochii lui. Extraordinar. De a vedea lumea și ei își creează o joacă, își creează o lume pe care ei pot să o controleze. Și asta le dă încredere în ei ca mai apoi să dezvolte alte abilități și alte abilități și reziliența de care ei vor avea nevoie mai târziu pentru a înfrunta viața, pentru că viața vine cu bune și cu rele. Corect. Iată că joaca este baza fericirii copilului, dacă vrei. E prea mult spus? Nu este, nu este prea mult spus. Chiar este baza, este baza dezvoltării și, din păcate, la grădiniță, începând de la grădiniță, copiii au din ce în ce mai puțin timp în care stau afară. Din ce în ce mai puțin joc liber. În câte cartiere putem să ne mai lăsăm noi copiii afară să se joace? Și să fim liniștiți în casă. Nicăieri, cred. Adică da. Foarte, foarte puține. Probabil numărăm pe degetele de la o mână. Dar copiii au nevoie de joc nestructurat și chiar dacă societatea este așa cum e și viața e pe repede înainte, trebuie să găsim contexte în care să le dăm libertatea copiilor să se joace. Dacă ar fi să alege între a oferi multe oportunități de a se dezvolta din punct de vedere creativ, intelectual și așa mai departe într-o cameră și să le oferi copiilor multe opțiuni acolo și a le oferi, nu știu, câțiva copaci afară, ce le oferi? Și de ce? Bineînțeles, aș alege joaca afară. De ce este mai benefic asta? Este benefică pentru că se creează o relație cu natura. În natură, copiii pot să devină creativi. Își creează ei obiectul jocului. Dacă... Și acum toți bebelușii de-abia s-au născut și deja au cel puțin 5 feluri de jocuri electronice și lumini și culori foarte, foarte puternice. Să nu înțeleagă telespectatorii greșit. Stimularea este bună. Pentru că sunt copii din medii sărace care nu sunt stimulați și chiar dacă se joacă toată ziua afară, nu au suficient. Cele două trebuie să vină împreună. Să vină o stimulare cognitivă, academică, dar în cel puțin în primii ani de viață, joaca este esențială. Joaca, cât mai mult joaca asta... Nestructurată. Adică nu ți-impun eu ce să faci. Faci exact. Tu ce vrei și descoperi universul cum vrei tu. Exact. Pot să-ți dau puțin ajutor, să-ți aduc niște elemente, pentru că un copil nu o să zică, du-mă, mami, în pădure. Trebuie să-l duci tu în pădure, dar odată ajuns acolo... Demonstrezi că e fain, nu? Exact, exact. Odată ajuns acolo, dă-i libertatea să se joace și să descopere. Frumos. Uite, este un mare semnal de alarmă pentru părinții care investesc enorm de mulți bani, de dinainte de a se naște copilul chiar, și vor să îi ofere copilului toate condițiile necesare pentru a se dezvolta, dar uită că un copil are nevoie de libertate, poate mai mult decât de multă culoare în jurul lui, care mie mi se pare că este mult prea stimulatoare. Este, și copiii devin suprastimulați. Și atunci
în momentul în care noi avem prea multă informație, creierul nostru ridică niște bariere. Pentru că, de fapt, în realitate și noi ca adulți, în momentul ăsta noi primim mult prea multă informație pe care nu putem să o procesăm. Exact. Și barierele astea pe care le ridică creierul interferează cu dezvoltarea creierului. Și atunci obții taman inversul a ceea exact. Ce dorești să obții. Exact. E greu să le oferim copiilor o viață simplă, dar asta e ceea ce cât au nevoie. Cât de strană sună. Iată ce cu fundul sus e toată lumea asta. Când ai impresia că faci ce mai bine pentru copil, atunci o dai în bară cel mai tare. Și am ajuns să ne fie greu să oferim o viață simplă copiilor. Da, având în vedere societatea în care trăim, cred că este greu. Este foarte greu. Cu alte cuvinte, jocul pune bazele unui creier care mai apoi în școală va fi capabil să primească informație. Dar să nu ne imaginăm că odată ajungi în școală, copiii nu mai au nevoie de joacă. Nu, din contră, ca să meargă împreună dezvoltarea, e nevoie să suplimentăm joaca, să meargă în același timp. Numai dacă mă gândesc la chestiunea aceasta extrem de fizică, oxigenarea creierului, care nu exact. Prea are loc într-o clasă de 30 și ceva de copii, în care nu se simt nici geamurile, în recreație nu se lasă exact. Copiii ca să nu se rănească. Mm-hmm. Oh, mă îngrozește chestia asta. Este și este foarte trist și efectele sunt și pe termen scurt, pentru că copiii în un creier neoxigenat nu poate să asimileze informație nouă, dar și pe termen lung. Iată, sărmanii copii ai noștri au ajuns niște eroi să facă față unui sistem de învățământ destul de îmbâxit. Așa e. În care tot ceea ce gândim noi, din nefericire și noi mulți părinți și cadrele didactice, doar să oferim informație fără a le oferi și mediul necesar pentru a asimila. Adela, mulțumesc mult. Sper că părinții au înțeles foarte clar că avem nevoie de joacă și nu avem nevoie doar de a fi mogli în pădure. Avem nevoie să ne și stimulăm copiii, dar să le oferim și libertatea de a-și manifesta creativitatea și capacitatea de a fi ei înșiși. Așa e. Și să avem încredere în ei și în faptul că pot să se joace fără să se rănească. Frumos spus. Până la urmă, sunt cazuri extrem de rare acelea în care chiar se întâmplă ceva exact. Grav. Mulțumesc mult! O zi frumoasă în continuare, Adela! Mulțumesc la fel! Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost aproape. Iată că jocul este baza fericirii, baza dezvoltării fericite a unui copil. Așa că vă doresc din toată inima să fiți echilibrați în a aborda problema jocului, echilibrați în a acumula cât mai multe jucării în camera copilului și a le oferi și spațiu de a se dezvolta în aer liber. Vă doresc o zi frumoasă în continuare!